Război în Ucraina vineri, 08 aprilie 2022, ora 7 și 17 minute. Hotnews.ro. Ucraina a primit aproximativ 25.000 de sisteme de arme antiaeriene din partea Statelor Unite și a aliaților săi, ajutând Kievul să împiedice Rusia să stabilească o superioritate aeriană care ar fi ușurat invazia terestră a Moscovei, a declarat joi cel mai înalt general american. Rachete Stinger Raytheon. Generalul de armată Mark Milley, comandantul statului major întrunit, a spus că Statele Unite și aliații săi au furnizat Ucrainei și 60.000 de sisteme antitank, transmite. Ucrainenii sunt foarte, foarte recunoscători, extraordinar de recunoscători, a declarat Milley în fața Comisiei pentru Forțele Armate din Senat.